Cred că din noi potrivit să spunem, o dar le-o dau oamenii de Domnul pentru bunătatea lor. Amin. Cei căsătoriți pot să spună văzând cum Dumnezeu i-a călăuzit și i-a ajutat. Slavă Domnului! Și fiecare dintre voi, la momentul potrivit, chiar acum, chiar dacă nu sunteți căsătoriți, puteți să spuneți că Domnul v-a păstrat până aici, în curăție. Amin. Iar dacă este vreunul care și-a pădat haina, Domnul s-a îndurat, el și pot să laude pe Domnul pentru bunătatea lui. Amin. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Mi-a fost dat să vă reamintesc ceva scurt din ce am spus să completez și cu aceasta zic să nu uitați ce am învățat până aici, pe lângă tot ce altul a spus fratele, pe ce am zis eu. Curăție, cunoaștere, chemare și creștere. Mi-a fost dat să vă spun în două versete în Biblie, de fapt, între mai multe pasaje care prezintă darul referitor la slujire. Și interesant, în Roman 12:7 scrie de darul slujirii, diaconie. Noi avem în românește diacon. Și trecută slujirea înaintea învățăturii. Că e foarte multă nevoie de oameni de darul slujirii. Despre învățători scrie să nu fie mulți că vor fi judecați astfel. Darul slujirii ține și trecut înaintea celui de învățare. Și tot în ideea asta scrie în Roman 12:1-28, unde o listă de darul Dumnezeu a lăsat în biserică. Și din nou interesant aici, darul ajutorărilor e trecut înainte darul cârmuirilor. Că din cârmuiri nu poți cârmui. Dar de ajutat, cât de mulți. Așadar, Dumnezeu să vă ajute să împărtășați darurile astea de care e nevoie cât de mulți. Slujire, ajutorare. Și să vă dau un exemplu din Biblie că puteți să avansați, dacă ar fi vorba să privim așa. Despre Filip e scris că întâi a fost între diaconi, dar atunci diaconii nu știu sunt acum diaconi. Atunci erau bucătare de serviciu. Și întâi a slujit la mesă. Și apoi scrie că Domnul l-a chemat pentru evanghelizare, chiar pentru darul inimii. Dar întâi e slujire, Doamne. Să ne ajute Domnul pe toți. Amin. În ce privește căsătoria, încep prin a citi 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 7. Sunt cuvintele Apostolului Pavel care a scris: eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-un fel. Sunt puțini, cu siguranță sub 10, poate sub 5%. Deși în vremuri grele recomandarea e procentul să crească, băieți și fete cărora nu le este dat să se căsătorească. Dumnezeu să-i ajute pe aceștia să-și înțeleagă darul. Și să rămână într-un singur legământ. Este mult mai ușor. Despre ei scrie în cartea profetului Isaia, vă citesc capitolul 60 și 4. Famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor face este plăcut și vor stărui legământul meu, era o chemare pentru evrei, pentru noi suntem chemați să rămâne în legământul încheiat la botez, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și nume mai bun decât fii și fiice. Deci, sub acest aspect, este că favorul lor poate fi mai mare decât al celor căsătoriți, care prin fii și fiice puteau să aibă un nume care să se păstreze. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și amintiți-vă că Domnul Iisus, Ieremia, Ioan Botezătorul, Pavel, au fost oameni nefamiliști, cu chemări deosebite. Știți, scrie în Biblie că nu-i bine ca omul să fie singur. Dar nu vor înter 7, scrie de 7 ori când ai bine să nu fii căsătorit. Să fie ușor de sfânt. Asta pentru cei care au darul acesta. Dacă nu aveți darul de a fi celibatar și
vă este dat, estimați disfamiliști, atunci ascultați-mă la ceea ce vă spun în continuare, tot ce va așa cu litera C, să vă fie ușor de sinonim. În primul rând, cinste. Spune Scriptura 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și concret aici să vă feriți de curvie. Știți, curvie este pentru căsătorie, prea curvia Duh. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În vremea noastră cinstea se cam pierde. Citeam într-o statistică în anul 1900. Permisivitatea sexuală în universitățile din Statele Unite era de 3%. Adică își mai permiteau, știu ce, atinge săruturi sau alte acte din om. În anul 2010, luat top eșampioane de studenți din universitățile din state, permisivitatea sexuală era de 90%. Adică aproape toți își permit orice. S-a degradat foarte mult societatea. În aceste condiții, cu atât mai mult, se ridică întrebarea din Proverbe, capitolul 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Și imediat îi se dă valoare. Și ea este mai de preț decât mărgăritarul. Inima bărbatului se încrede în ea. Și putem lua asta și pentru băieți. N-aș păstra cinste. Cinstea dă mare favoare la căsătorie pentru oameni cinstiți. Despre Rut este scris, citesc în cartea ce-i poartă numele, capitolul 3, versetul 10. Sunt cuvintele lui Boaz, care a binecuvântat și ți-a luat-o în căsătorie. Dar i-a spus printre altele, de acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce zici. Căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Aici cinstea are în vedere aspectul moral, dar și alte aspecte legate de cinste, de corectitudine. Undeva la mult s-a întâmplat că mereu s-a îndosit niște bani, să-și acopere niște cheltuieli anterioare. Și aceea a fost o mare frustrare pentru mine, care a spus doar puteam oricât, cu dragoste. Dar acum mi-a plăcut încredere. Știu cazul dintr-o familie când ea n-a putut să mai suporte multă vreme vinovăția, nu mai avea loc dormite, și trebuie să-i spună lui că de fapt n-a fost fecioară cum s-a lăudat. Și nici nu i-a spus tot dintr-o dată. Și el îmi zicea, nu mai pot să am încredere în ea, dar dacă n-are ceva de spus. A fi o fată, un băiat cinstit, care ți-ai păstrat curăția, care ești curat și corect în ceea ce declară. Și aceste aspecte intră în cuvântul cinste. Să fii sincer în declarațiile tale. M-a întrebat odată cineva, frate, ce să fac? Cumnata mea urmea să se mărite și în înțelegere cu familia părinților ei, vrea să pună data nunții cândva să nu afle minune că ea nu și-a păstrat fecioria. Să tac? Vedeți? E o mare necesitate de cinste. Vorbul înțelept spune că cinste apa și vântul au călătorit împreună. Și s-a pus întrebarea unde se întâlnesc. Vântul a zis, de mine dați la deal, apa de mine la vale. Dar cinste a zis, dacă mă pierdeți, nu mă mai găsesc. Foarte important. Dacă vreți să fiți fete cinstite, am citit o vorbă în literatura ortodoxă. Și am luat-o. I-am dat valoare. Spune așa. Sărutul este dezvărginarea minții. Toată povestea de dragoste ține mult mai mult până la sărut decât de acolo încolo. O fată cinstită
Nu se salută bună ziua noastră. Dacă vine din altă țară, așa și îmbrățișăm pe toți, îmi sărut din ăsta plăcesc. Hai să fie. Dar sărutul între ei doi, cu caracter de voluptate, de intimitate, e de zgărcinarea minții. De acolo tot e topogat. Îmi povestea un frate primar. M-a cununat pe doi, m-am bucurat că fata era de la noi. Și după finalizarea aștului civil, le-a zis acum faceți pe față ce-a sărut pe ascult. Și ni s-a uitat unul la altul și la el și întreba foarte solemn, dar la primă mie, ce? Și unde sărutați? Și el, dar nu ne-am sărutat pe lor. Și spunea fratele primar, și pe moment m-au pus în bucătură, deși sunt primar de, știu, 3-4 mandate. Și eu am ce să le spun și ne-am sărutat, că s-au sărutat așa. Da, sunt bine curați. Slavă Domnului! Fete Domnului. Care își păstrează trupul pentru soțul lor, Marie Domnului, la care mi se vede piciorul de la genunchi în sus, cinstea cam duce pe apă. Astea sunt domenii care țin de viața de familie, de dormitor. Eu le spun la unii, cum arată casa aceea fără ușă, să se vadă din stradă? Dar unii n-au ușă, nu numai sufragerie. Sunt fete care n-au ușă nici la dormitor, adică vede din strada și a trebuit să vadă bărbatul în dormitor. Eu știu că acum e la modă fustele mini. Și la băieți alte costumații ca să scoată în evidență formele trupului sau alte nebunii. Cinste înseamnă să vă păstrați acoperite, să nu deschideți ochii într-un mod păcătos, nici cura, pentru că asta e de mare valoare. Cine poate găsi o femeie cinstită? Cine caută în adunările Sfinților? Doamne, ajută! Amin! Asta vă va ajuta mult ca și după aceea să aveți o familie cu cinste. Spune Scriptura, Evrei, capitolul 13, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinste. Dar cine se căsătorește și a avut cont pe Facebook și înainte și după aceea? Deci e cu cinste căsătoria aceea. Dragii mei, rețele de socializare, internetul, vă fură cinstea, vorbim despre pe doi bani. Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Deci iată, cinste înainte, pierdută înainte de căsnicie, de cununie și după aceea. Dumnezeu vrea ca familia să aibă onoare. Amin. Dar societatea noastră duce la cea mai mare dezonoare. Femeia a făcut din ea obiect comercial, de fapt, expresia curvie este pornea și pleacă de la rădăcina verbului a vinde și a cumpăra. Femeia a fost tranzactată și se face comerț cu omul, pe când noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Amin! Păstrați-vă trupul cu titlul de templu al Duhului Sfânt. În primul rând, trupul vostru al Domnului a fost cumpărat cu un preț. Apoi devine coproprietate a partenerului de viață. 1 Corinteni 6 și 7. Dumnezeu să vă ajute. Și dacă de cumva unii v-ați spătat sau sunteți unii în, nu știu eu ce relații, opriți-vă. Că Dumnezeu are putere să vă sfințească. Asta s-a făcut fădăduiți prin Duhul Sfânt că Dumnezeu poate să ierte. Da. Curățiți-vă. Puteți să vă opriți. Și Dumnezeu mi-a avut aminte că după astfel de părtășit, dacă s-a tratat subiectul acesta, au avut întrebări de genul, mai poate Domnul să-mi dea binecuvântare în căsnicie? Mai pot să am favoare de la Domnul? N-am pierdut anumite haruri? Eu nu știu fiecare în ce situație este.
Dar pot să vă spun că dacă vă opriți și vă apropiați de Domnul în curăție, Domnul e gata să vă dea îndurare. Numele Lui să fie slăvit. În al doilea, dacă vreți să vă căsătoriți, dacă nu este data asta, trebuie să căutați. De altfel, voi căutați. Iată ce spune Biblia în privința aceasta, 1 Corinteni, capitolul 7, ca să găsesc această expresie biblică. Versetul 27. Ești legat de nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Dar dacă vrei să te însori, ai dreptul să cauți. Mă duc în cartea Proverbe, la capitolul 18. Care este rezultatul legăturii? Ce spunea Domnul? Cine caută? Găsește. 18:22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericit. Și vă mai citesc Eclesiastul, capitolul 7, versetul 26. În continuare. Iată ce am găsit. A căutat. Că mai amară decât moartea este femeia care inima este o cursă și un laț. Deci o astfel de femeie este mai amară decât moartea. Dacă rămâise niște lanțuri, cel plăcut lui Dumnezeu scapă, de aceea cel păcătos este prins. Iată ce am găsit și Eclesiastul cercetându-l pe unul câte unul ca să te bădă un rost. Și acum adorul de șor. Iată ce îmi caută și acum sufletul. Cu alte cuvinte, dacă găsea vreuna bună, lua să aibă 1001. Se pare că a fost scrisă cartea asta la bătrânețe și a tot căutat sărmanul. Și iată ce îmi caută și acum sufletul. Și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit. Mulțumesc Domnului că eu am găsit. Și sunt și alții care au găsit. Solomon n-avea cum să găsească așa cum vreau. Am jucat într-o direcție greșită. N-avea cum să găsească. Ei, la ce se rezumă căutările, ce constau? Așa să treci în revistă, pagini după pagini pe net, să te uiți așa, la rând, undeva într-o biserică mai mare, în tânără, să vrea să vină, să caute o fată. Că îi trebuie mai multe slujbe, să se uite la fiecare, pe rând, așa. Asta înseamnă căutare. Ce ar însemna pentru fete căutare? Tot pe internet era undeva o vedere, că unii căutau cu ajutorul internetului și alții se deau într-o cameră în pești. Și așa căutau. Și psalmistul, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Aleluia, Domnul. M-ai zbăvit de toate temerile mele, că sunt fete care au teamă că nu se căsătoresc. Căutați în felul acesta. Mă întorc la Proverbe, 18. Este o căutare bună. De fapt, eu am spus căutarea să fie tot cu ce, dar de fapt ar fi dorința și rugăciunea ta să te căsătorești. Înțelegerea că ai darul acesta. 18 cu versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea deții. Este un har pe care îl capătă de la... Deci unde trebuie să cauți? La Domnul trebuie să cauți. Îi de la Domnul. Caută la Domnul. Și acolo pot căuta și fete. El trebuie să caute 1 Corinteni 7. Cum trebuie să fie legea? Sfântă și cu Duhul și cu trupul să fie plăcută Domnului. Adică el trebuie să caute să fie un vas de cinste sfințit, acolo pe raft la Domnul. Că atunci când vine cel care e potrivit pentru ea, Domnul se poate să spună, da, uite aici, s-a pregătit, e pentru tine, poftim. 19 cu 14. Casa și avere poftim de la părinți, dar nevastă bună este un dar de la? De la Domnul. Deci la Domnul trebuie căutată cu rugăciune, cu zile de post. Dumnezeu, știți poezia asta, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tine nu vrea o mereasă? Cine îl sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Știi că oare ea frumoasă? Știi că oare să gătească? Sau va fi o pierdere bară și o pagubă în casă?
Toate acestea gânduri și umbre, facă inima de tânăr, urme adânci cu reci umbre. Însă nu uita copiii de tinerețea să-ți închin, cel ce din veșnicie poartă grijă de-a fi. Amin. Glorie Domnului. Că ce găsești, ce-o pun amară, ce afli, tot te înșală. Și mă amară ca pe linul căsnicia o să-ți fie dacă nu-ți închin tu viața Tatălui din veșnicie. Amin. El a zis că o să-i facă omului așa soție încât să se potrivească în a sa călătorie. Și începând cu Eva atunci, încă nu s-a terminat. Fiecare și-a soția ca dar vine mie. Amin. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat de spus. Și în ziua anunții sale, îi va da un dar Iisus. Căutat. Cu post și rugăciune. Căutați pe Domnul care are în vedere un plan de căsătorie pentru fiecare. Numele Lui să fie slăvit. Trec mai departe. Tot cu ce? Călăuzire. Că de fapt aici se întâlnește căutarea mea cu oferta de mine. Călăuzire. Genesa 24 este un text foarte potrivit pentru lucrarea aceasta. Știe de la versetul 1 că Avram, bătrânul binecuvântat de Domnul, a chemat pe îngrijitorul bătrân, l-a pus să jure, o problemă serioasă căsătorie. S-a stabilit condițiile, trebuia să vină fata, nu care cumva, versetul 6, duci pe fiul meu acolo. Bun, până aici totul e clar, știu ce am de făcut, dar cum o găsesc? Și acceptă? Și rostește Avram o vorbă. Și-a prins-o bătrânul administrator, că Avram era bogat, era om capabil administrator așa. Zice Avram, Domnul Dumnezeul Cerului care m-a scos din casa tatălui meu, că acum eu sunt rup de lumea asta. Și de nu pot să iau nevastă la fiul meu. Și care mi-a vorbit și mi-a jurat că în seminții tale voi da țara aceasta. Va trimite pe îngerul său înaintea ta. Sunt îngeri maritali, spune. Care se ocupă cu Domnul. Și de acolo vei lua nevastă fiului tău. Pricepe rogul asta și scrie de la versetul 11, a lăsat că mine se odihnească. Era seara și a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânului meu Avram, acum ai rugăciune, acea căutare de care vorbeam, te rog, permi zbând asta și îndură-te de stăpânul meu. Și pune semnul acela, știți, datele. Versetul 15, nu sfârșise încă de vorbit. Și iată, versetul 21, omul privea cu mireare fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Acum a frumusețea de la versetul 26. Când a văzut călăuzirea, când s-a împlinit semnul, omul a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Zicând, binecuvântat să fie Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Așa să primească Domnul și cu primul meu. S-a implicat Dumnezeu? Absolut. Dumnezeu vă poate călăuzi să vă simplifice procesul acesta. Vă poate Dumnezeu testa. Poate vă vede inclinați, așa, poate cere într-un băiat ca și poporul când a cerut pe Saul să fie înalt, frumos, și vă dat după imagine. Eu n-am înțeles multă vreme când citeam Biblie de ce Dumnezeu l-a îngăduit atâta ani pe Saul peste popor. Dar am spus am el, o să mă rugați, și l-a zis Domnul, o să mă rugați să vă scap eu și nu vă scap. Așa au cerut ei, să se sature de dorințele lor. Te poate Dumnezeu îngădui să fie lămurit cu experiență? Dar nu te va lăsa, te va călăuzi. Mi-am găsit un frate că s-a întâlnit să se căsătorească, a dus-o pe o fată, s-o listă undeva, mi se pare pocăită cu spirit de slujire, dar ceva în inima lui așa ca le-o să fac când se meargă la război, l-au profețit cu sutele și el a zis, dar nu alt proroc. Și s-au hotărât cu mai multe zile de foc și rugăciune.
Și în ultima zi de post, pentru cauza aceea, deci deja erau stabilit o numărătoare inversă, cu la nume. Primește un telefon. O voce gravă de femeie, printre suspine, îi zice, tu vorbești cu fata aia de registrării? Da, du-te repede și dă localitatea și adresa. Zice, cea care tu vrei să căsătorești, trăiește cu soțul meu. Și era adevărat. În ultima zi de post, domnul nu l-a lăsat. Mă întreabă într-o zi un tânăr frate, să-mi indici un proroc bun undeva, vreau să spun mentea Domnului. Târn, așa, fiecare fată, vreau să iau o fată bună. Și măi, măi, fără înțelegere greșit. Dumnezeu îți poate vorbi după inima ta, să te rătăcească și o să-ți dea ce ți se cuvine. Roagă-te Domnului în curăție, fii un tânăr credincios. Și apoi și dacă ar fi să te încurci tu, scrie psalm pe cele neprihănite, răsare o lumină, în întuneric ca și în cazul în care v-am dat. Da? Să vă ajute Bunul Dumnezeu, călăuzind. Amin. Amin. Și să țineți foarte mult la... Ca să puteți spune apoi că este un dar de la Domnul, știți, gazde buni, l-au poftit să mănânce și scrie el aici, versetul 33, nu mănâncă, nu voi spune ce am de spus. Și reia povestea asta frumoasă, zice, m-am rugat, pus un aștept și s-a plinit. Și acum, familia fertie, versetul 50. De la Domnul vine lucrul acesta. De unde vine o căsătorie? De la Domnul. În traducerea noastră spune, nu mai putem spune nici de ori, bine, îmi place cum sună în Septuagint, dar zice, cum să mai răspundem noi cu rău la Biblie? Dacă Dumnezeu cu o lucrare bună, cum să mai zicem noi ceva rău la lucrarea asta? Domnul, așadar, eu cred că e nevoie și cu adunarea să ne rugăm, ca Dumnezeu să călăuzească lucrurile. Dar dacă începeți cu prietenii precoci, nu mai putem vorbi de călăuzire. Se încurcă lucrurile. Eu am spus în alte ocazii, că dacă cineva poate dovedi din Biblie cu un exemplu sau cu vreo idee, un colțișor de verset, că pot să fie prietenii între băieți și fetele, fac ca două Biblia lui. Dar atât de mult ne-am îndepărtat de adevăr, încât s-a încetățărit și de la amvoane apare expresia de prietenie. Nu scrie de asta în Biblie, absolut de nimic. Prieteniile au apărut în istoria noastră cu nici 100 de ani în urmă și drept rezultat al acestei paposte, divorțurile într-un procent îngrozitor. Prietenile sunt o relație păcătoasă prin sine. Este un angajament, de fapt este o relație fără angajament. Și uite așa încep băieții și fetele, păi discutăm, dar fetele clădesc în imagini că sunt mai dotate privința asta de Dumnezeu, băieții își permit. Așa că spus pe de-a dreptul, pe românești, fetele, nu vă permiteți nicio comentare cu un băiat, live sau virtual, până când nu are demnitatea și curăția să spună am un gând serios pentru căsătorie. Că se va finaliza cu căsătorie sau nu, asta fie voia Domnului. Dar, voi ați auzit ce mi-a spus? Așa că la astea nu puteți merge cât așa, dar au priceput și la asta. Și asta înseamnă fata a rugat și a istorisit mamei sale cele întâmplate. Despre Rahel a scris că și-a spus la tatăl său că s-au angajat bătrâni, că s-a făcut rugăciuni. Imaginați-vă cât e de anacronic. Fata asta a fost rugită de tata și de mama învățată, s-au rugat și tu pe ascuns vrei să făurești un proiect. Dacă e de la Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu alături el. Se va ține cont de părinți, de slujitorii bisericii, se va face o lucrare la lumină. Nu există o tipologie strictă, gata, numai așa, că te duci cu proroc, că te duci cu prezbitor, că cu tata, cu mama, dar se face în lumină, cu declarații corecte, curate. Spunea o fată, de ce am discutat cu un băiat în vederea căsătorii și nu s-a finalizat. Zice, da, toate discuțiile mele și toate întâlnirile noastre ar putea fi scrise text și video în fața adunării. Nu mi-este cinstea, nu mi-este rușinea, apoi să iese pentru cătare, să se oricină la Domnul.
spunea o familie din Irlanda, a fost la anul de la ei. Și m-am pus apoi, după un an, tocmai aveau jurnalul cu felul în care Domnul îi călăuzise în viață, cum le vorbise. Și mi-au povestit că primul sărut și l-au dat în timp ce era masa de la nuntă undeva într-o cameră, s-a pus atunci ce prăjituri. Și zicea el, dar am iubit-o și vreau și eu o mână strâng în brațe, de aceea am avut o înțelegere între noi. Dacă eu eram tentat să-l țin mâna, să trec din linia roșie, deși eu vă sfătuiesc să nu trec din cea galbă, nu? Și ea spunea, nu mă atinge. Și ea zice, ca să spun, frate, că odată mi-a venit bine să le iau în brațe. Și zicea, a fost rândul lui să strige, nu mă atinge. Da. Asta înseamnă curăția de care vorbeam de la început. Asta e cinstea de care am reamintit acolo. Dacă ți-l dă Domnul, lasă ți-l dea și în al patrulea rând. Cununie. Asta e. După cinste, după căutare, după călăuzire, e, cum spune, încântarea cântărilor. Citesc capitolul 3, versetul 11. Ieșiți, fete de Sion, și priviți pe împăratul Solomon. Cu curuna o care l-a încurunat mamă sa în ziua cununii lui, în ziua veseliei inimii lui. Te bucur ca om. Cum se bucură o mire din mireasa lui, spune un profet. Dar aici, la cununie, vreau să vă citesc cuvintele Domnului din Marcu, capitolul 10. Versetele 7 la 9. De aceea va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. Auzi când trebuie să te detașezi de familie. Nu n-ai nici pentru prietenii. Ziua cununie. Se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, și a împreunat Dumnezeu, și asta când împreunează Dumnezeu? Procesul începe la călăuzire, cum am spus. Spun asta pentru că vreau să ne justificăm de ce ținem foarte mult la cununie, nu doar așa că suntem noi slujitori și vrem să ne punem noi mâinile pe voi. Rugăciunea aceea, lucrarea pe care o cerem de la Domnul, nu-i știe ce? Atunci Dumnezeu desparte în mod natural și definitiv un băiat sau o fată de părinți și lipește. Expresia de am citit undeva în original ar suna cumva altfel, când se unește, când spune despre Iosif că n-a cunoscut pe Maria decât după ce a născut pe Domnul Iisus. E ceva ce înseamnă se nasc împreună. Are și înțelesul că odată uniți, nu se mai pot desface. Numai dacă se rupe. De aceea Biblia nu acceptă ideea de divorț. Pentru că nu este ceva ce se mai poate odată unite să se desfacă. Să iau un alt exemplu. Să devină un singur trup. Spuneți-mi pe unde ar trebui tăiat un trup în două ca să trăiască două. Încăți. Pune-l să-l tăiem. Poți să-l tai după ce geometrie vrei. Nu mai poate rămânea două bucăți să trăiască. Dacă a devenit una. Și lucrarea asta o face... Dar spuneți-mi, vă rog, să-l chemăm pe Dumnezeu numai la cununie? N-ar trebui să-l chemăm de la călăuzire. Să-l obligăm, băi, slujitorii, că Dumnezeu, Doamne, cu lume și cu aceștia doi, dar vrut ai, mai vrut. Potrivit, nu potrivit. Și mare probleme. Păi deja vă spune cineva, uite, asta e fată bună, foarte bine. E curată. E piesă nouă, e Mercedes, dar ăsta are Renault. Nu. Dumnezeu știe ce potrivește. Să vii să fie doamnă. Soția mea are încă 4 culori, pe Dumnezeu. M-am gândit că la niciun angel de 4 nu mi se potrivea nici o culoare. Crescut toată în aceeași casă. Pentru că noi nu suntem clonați. Nu-s doi identici. Fiecare, atât de mare creatorul nostru, oricât ți-a face și fiecare îl pictează pe felul lui. Glorie Domnului. Pe dinăuntru, fiecare e creionat, e dictat în felul lui. Da. Dumnezeu știe ce potrivește. Și numai Dumnezeu poate să unească. Da.
slujirea. Dumnezeu știa ce chemare are pentru mine. Și Dumnezeu a pus-o pe soție cu 7 ani de necăsătorit să se roage Domnul, Doamne, vreau să fiu soția unui predicator. A și făcut specificația unui predicator care atunci când predică folosește mult Scriptură. Cine mi se potrivea mie mai bine decât ea? Și am văzut în alte domenii ale vieții. Asta o face Dumnezeu din vreme și o pecetuiește în ziua cu lui. Slavă Domnului! Mi-amintesc că s-a rugat pastorul pentru noi și în privința copilor și a spus, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Și ne-a dat la anul de același program. Aceeași înțelegere, aceeași lucrare. Că mare este Domnul. Mărire Domnului și lucrări lui Sfânt este tot. Slavă! Nu uitați tine, dragi, păstrați-vă cinste. Amin. Aveți dreptul să căutați. Da. La magazinul lui Dumnezeu. Nu la chioșcurile lumea acesteia. Să vă înșelați. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă călăuzească. Îmi spune câte unul frate, dacă nu-mi place, cum să o iau? Fiindu-l liniștit că Dumnezeu va avea grijă și de asta. Ba chiar bucură-te că nu și s-au deschis sentimentele înainte de vreme. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. Și în final, țineți foarte mult, ca ziua anunțelor, florilor, din zarele. Să vă ia bani, nu fotografii. Nu, nu, nu un meniu scump, un restaurant luxos. Țineți foarte mult la ziua coroniei. Dumnezeu să-și pună pecetea. Amin. Amin. Să vă unească, să-și desăvârșească lucrarea asta. Și la lucrarea începută de Dumnezeu, El, care este Alfa, să vă ducă până la Omega. Amin. Numele Lui să fie slăvit. Amin.